seara și bun găsit! Sunt Raluca Săcuianu și vă aduc știrile din agricultură. Sute de fermieri din Gorj rămân fără o parte din subvențiile agricole, pentru că și-au închis conturile bancare. Detalii imediat în jurnal, dar să vedem mai întâi titlurile zilei. Crește animale de când se știe, iar în prezent are 600. Vă spunem în jurnal povestea fermierului din Oprișor. Fermierii din Mehedinți vor plăti impozite mai mici pe venitul agricol. Dosarele pentru subvenția la motorină pentru acest an se depun în iulie. De fermieri din Gorj rămân fără o parte din subvențiile agricole pentru că și-au închis conturile bancare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Gorj are de plătit diferențe de bani din campaniile agricole aferente perioadei 2007-2009. Sumele provin din actualizările de curs valutar, iar beneficiarii sunt câteva sute de fermieri din județul Gorj. Astfel de actualizări au mai avut loc și în anii anteriori, însă nu au existat probleme cu virarea banilor. În prezent, sumele nu pot fi achitate pentru că oamenii și-au închis conturile bancare. Constantin Negrea, directorul executiv al APIA Gorj, a spus pentru Gazeta de Sud că toți fermierii aflați în această situație au fost notificați. Crește animale de când se știe, iar în prezent este unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din comuna mehedințeană Oprișor. Are 600 de animale, câte 200 pentru fiecare dintre cei 3 copii, pe care i-a convins să se întoarcă pe meleaguri natale și să devină fermieri. Marin Nagoi este unul dintre cei mai mari crescători de animale din Oprișor. E fermier din tată în fiu. A pornit de la 25-30 de animale și a ajuns la 570 de oi și 30 de capre. A reușit în timp, cu multă trudă, dar și cu ajutorul fondurilor europene accesate de copiii săi. Copiii dumneavoastră au aplicat și pentru fonduri europene. Pe ce măsură și pentru ce? Da. Pentru măsura 112 am băgat fata, că e tânăr fermier sub 40 de ani, și pe măsura 141 am băgat cei doi băieți pe măsura 141. Ce ați făcut cu banii pe care i-ați luat? Pentru ce ați optat pentru acest proiect? Pe proiectul fetei, pe măsura 112, aveam pentru creșterea fermei cu cumpărarea 4 hectare, care le-am cumpărat 5 hectare de pământ și creșterea exploatației de la 170 de vite la 220. Fermierul spune că este mai rentabil să vândă miei decât să facă brânză, astfel că sute de miei din Oprișor ajung pe piețele din Iordania. Miei vindeți arabilor? Aveți un contract cu ei? Da. Deci, câte capete trimiteți? Deci anul trecut am trimis 400, iar da, 400, da, că 100 le-am oprit. Iar acum trimitem prima tranșă, acum 350. Și pentru că vorbim de un fermier care se respectă, Neamarin și-a achiziționat toate utilajele de care avea nevoie, de la cele necesare pentru recoltarea hranei animalelor până la cele pentru depozitarea ei. Unul singur îi mai lipsește. E vorba de un utilaj cu cupă pe care îl va achiziționa tot cu fonduri europene. În maxim 10-15 zile când eu intra tranșa a doua de bani, mergem pentru dezvoltarea fermei, să-și ia un utilaj cu cupa. Deci ne trebuie cupa pentru rânirea bălegarului, că noi facem platformă și îl punem pe câmp. Și așa închiriem de la primărie. Neamarin nu este singurul fermier din localitate. Oprișor este comuna cu cel mai mare număr de oi și capre din sudul Olteniei, aici existând numai puțin de 8.000 de capete. Comunitate cu oameni harnici și potențial agricol. Vorbim despre localitatea Cioroiaș din județul Dolj. Mai multe ne spune chiar edilul comunei, Virgil Dascălu. Urmează interviul zilei. Sunteți primarul localității Cioroiaș din județul Dolj. Vă rog să ne vorbiți despre agricultura din localitatea dumneavoastră. Localitatea Cioroiaș și se merge pe cultura mare și pe satul Cioroiul Nou pe legume. Legume sunt legumele de sezon, usturoi, castraveți, au început și roșiile la cultura mare, gru, porumb, floarea soarelui, orz, orzeaică de toamnă, orzeaică de primăvară, deci cam majoritatea culturilor. În momentul de față nu au fost afectate de mare măsură de secetă, culturile de cultura de orz care a fost recoltată cam 80% s-a
Au dat rezultate bune, s-au obținut producții și 5.000, 5.000 și ceva de kilograme la hectar, s-au obținut și producții sub 2.000 de kilograme la hectar, cine a făcut numai lucrarea de sănătate și n-a mai dat acolo. Se prezintă bine, cultivele de sănătate în primăvară, amenitoare, să zicem, în 12-lea fezdară a venit și a fost foarte bine venit. Sunt persoane în localitatea dumneavoastră care au accesat fonduri europene sau care vor să acceseze? Au fost accesate fonduri europene pe instalarea tânărului fermier pe 1-2, dacă nu mă înșel. Au fost cam câți 3 fermieri, au accesat fonduri pe fonduri europene, dar au investit tot ce au câștigat în agricultură. Sunt și mici fermieri pe agricultura de subzistență pe 1-4-1 care la fel suma mai mică, dar o folosesc, bănuiesc tot în agricultură. În ceea ce privește cererile care s-au depus la APIA, oamenii au reușit să ajungă în timp util la ghișe astfel încât să nu suporte acele penalități de 1% pe zi sau încă mai au de depus cereri dintre fermieri? Să știți că după data de 15 iunie o singură persoană a mai venit. În rest, toți fermierii au depus în perioada care a fost prevăzută, deci până în 15 iunie. Vorbeați dumneavoastră despre faptul că se cultivă legume acolo. Oamenii s-au obișnuit cu atestatul de producător, au venit, l-au solicitat de la primărie, îl utilizează. Cum stau lucrurile în acest punct de vedere? Da, sigur că da. Încă de la început au luat atestate de producător, carnetele astea de comercializare. Le folosesc, am și persoane care deja au terminat un carnet de comercializare. Deci întregul carnet l-a terminat. A venit și a solicitat altul. Aveți o piață de desfacere acolo în localitate sau oamenii merg mai departe de atât? Ajung și pe alte piețe produsele? Avem și piață, dar e piață mică. Oamenii merg în special la Craiova. La Craiova, la Băilești, unde e piață mare, piață de desfacere. Mai vin și la Angro, deci vin angrosit și le ia produsele de acasă. Vreau să vă invit să ne spuneți cam ce probleme credeți dumneavoastră că ar fi în agricultura din localitatea dumneavoastră. Care credeți că ar fi punctele cu minus în față, să zicem? Punctele cu minus în față ar fi legate de desfacerea producției, în special la cultura mare. Pentru că, sunt obligați și mai ales cei care au suprafețe mai mici să meargă fie la Băilești, fie la Afumați, deci pe o distanță mai mare. Mijloacele de transport nu sunt corespunzătoare, riscul este mai mare. În momentul în care ești un tractor nematriculat pe șosea, riscul mai mare. Și, sunt, să zic, intermediare așa, care te cam jecmenez la preț. Da, știu că oamenii ajung să vândă în cele din urmă produsele la prețuri foarte mici și la Olt și în Mehedinți. Am discutat cu reprezentanții lor și spuneau că ajung să vândă chiar și cu 50 de bani până la urmă kilogramul de castraveți. Cel puțin la legume au scăzut prețurile așa, dintr-o dată, de la 3 lei jumate, 4 lei, au scăzut la 50 de bani și nici cu 50 de bani n-au putut să le desfacă. Deci asta e o problemă. Și cum s-ar putea rezolva? Când e ceva nou, anul acesta e prima dată când se întâmplă. Eu cred că cum rezolvă și în statele civilizate. Să se asocieze, să formeze asociații de producători ca să facă contracte cu marile magazine și prețul să fie pe undeva sigur. Nu, azi e un preț bun, mâine s-a terminat totul. Domn Dascălu, aș vrea să vă invit să, în încheierea discuției noastre, să adresați un mesaj fermierilor din localitatea dumneavoastră, localnicilor de acolo. Mesajul meu ar fi ca să lucească în continuare terenurile, să nu vândă terenul cum s-a întâmplat mai pe la începuturi, adică imediat după marea majoritate, după ce s-au recuperat, pentru că a fost o recuperare a terenurilor,
o parte din ei și le-au vândut la niște prețuri de nimic. Pământul este totuși cel mai valoros capital și trebuie ținut de el. Precipitațiile căzute la finalul săptămânii trecute au adus speranță în rândurile fermierilor olteni. Ploaia din campania de orz, după cum o numesc specialiștii Direcției pentru Agricultură Olt, a salvat culturile în multe zone din județ. Probleme mai sunt doar în sud, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Nouă. La corabii au căzut doar 9 litri de apă pe metrul pătrat. În lipsa sistemului de irigații, fermierii olteni sunt la mâna divinității. Recolta lor este direct proporțională cu ploile căzute în perioadele de dezvoltare a plantelor. Ploaia de la finalul săptămânii trecute a salvat culturile fermierilor. Această ploaie a căzut foarte bine pentru că ajută foarte mult grâul și salvează prășitorile. Practic, culturile fermierilor din foarte multe zone au fost salvate datorită acestor precipitații, a spus Bărăgan. Probleme rămân însă în continuare în partea de sud a județului, la corabia căzând doar 9 litri pe metrul pătrat. Impozitul pe venit agricol este menținut și în 2015 și se stabilește pe baza normelor de venit. Mai exact, se calculează la 16% din valoarea acestora și nu pe venitul obținut efectiv. Aceste norme sunt stabilite anual de autorități în funcție de categoria terenurilor și de produsele cultivate. Normele de venit pe anul 2015, utilizate pentru impunerea veniturilor din activități agricole, variază de la un județ la altul, iar în Mehedinți sunt mai mici decât în anul 2014. Pentru că anul trecut în Mehedinți, atât agricultorii cât și crescătorii de animale sau albine au avut producțiile afectate de intemperii, la începutul lui 2015 fermierii au cerut micșorarea normei de venit, potrivit specialiștilor de la Agrointeligența. Astfel, în 2014, pentru cereale, norma era de 410 lei la hectar, iar anul acesta a coborât la 310. De partea cealaltă, cei care cresc mai mult de 2 vaci au plătit impozit la normă de 410 lei pentru fiecare animal, iar acum norma a ajuns la 250 de lei. În cazul celor care țin mai mult de 50 de oi, norma a fost în 2014 de 30 de lei, iar în 2015 a coborât la 23 de lei, la fel ca și pentru capre. În apicultură, anul trecut s-a plătit impozit la o normă de 35 de lei, iar acum aceasta a scăzut la 20 de lei. Nu plătesc impozit fermierii care dețin sub 2 hectare de teren sau sub 2 capete la bovine, mai puțin de 6 capete la porcine, de 50 de capete la ovine și sub 75 la familii de albine. Nu se plătește impozit pentru terenul necultivat sau pentru suprafețele cultivate cu plante furajere și leguminoase destinate producției de masă verde, precum și pentru pășuni și fânețe naturale, destinate furajării animalelor din fermă. Impozitul pe venit trebuie achitat până la data de 25 inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru. Astfel, pentru trimestrul al doilea, fermierii trebuie să-și achite impozitul până pe 25 iunie. Fermierii olteni își vor putea depune în luna iulie dosarele pentru subvenția la motorină. Reprezentanții APIA susțin că noul Program Național de Dezvoltare Rurală va aduce unele modificări. În această perioadă se va plăti subvenția la motorină pentru trimestrul al patrulea din 2014, iar în Olt sunt aproximativ 500 de beneficiari, potrivit jurnaliștilor de la Gazeta Nouă. Ajutorul de stat se acordă sub forma de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Cei care doresc să beneficieze de acest ajutor de stat atunci când achiziționează cantitatea necesară de motorină, trebuie să solicite documentele fiscale de vânzare emise de furnizor pe numele acestora. Directorul executiv adjunct al APIA Olt, George Dumitrescu, spune că în luna iulie se va da startul depunerii dosarelor pentru subvenția la motorină pe 2015. Acest proiect privind ajutorul de stat se află la Comisia Europeană pentru Avizare. Ajutorul se acordă de la bugetul de stat și este nevoie de girul forului european. Pentru diferența de acciză, fermierii trebuie să-și întocmească un nou dosar. Nu știm încă detalii ce va cuprinde, cum va arăta noul proiect. Cert este că noul Program Național de Dezvoltare Rurală va aduce unele modificări, a spus Dumitrescu pentru Gazeta Nouă. Anul trecut, aproximativ 700 de fermieri olteni au beneficiat de subvenția la motorină. În vederea primirii subvenției pentru lucrările mecanizate în agricultură, în sectorul vegetal, zootehnic, pe parcursul anului 2014, fermierii au fost nevoiți să îndeplinească o serie de condiții, printre care să nu fie în dificultate financiară, să fie înscriși în registrul unic de identificare, suprafețele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafața a parcelei agricole să fie de cel puțin 0,3 hectare. A venit timpul să aflăm cum va fi vremea pentru agricultură.
Evoluția culturilor se va desfășura în condiții bune în cea mai mare parte a regiunilor, îndeosebi pe suprafețele agricole cu aprovizionare satisfăcătoare cu apa solului, relevă prognoza agrometeorologică întocmită de Administrația Națională de Meteorologie. În același timp, în aproape toate regiunile agricole se prognozează ploi cu caracter de aversă, însoțite de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului. Cantitățile de apă pot depăși local 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat vor fi condiții de producere a grindinei. Regimul termic favorabil din aer și sol va imprima o intensificare a proceselor de maturare la culturile de toamnă, în timp ce la prăjitoare creșterea și dezvoltarea vegetativă se vor desfășura în condiții bune în cea mai mare parte a regiunilor, îndeosebi pe suprafețele agricole cu aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului. Lucrările de întreținere a culturilor, precum și cele de recoltare și depozitare a fructelor de sezon, se vor desfășura în condiții bune, cu excepția zilelor cu precipitații. Știrile din agricultură se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți știrile regionale.